În primul rând, antreprenorul nu se apucă de business pentru cifre. Deci, în primul rând, el își vede visul lui, în proiectul lui, în măreția proiectului lui. După care vin banii, știi? Adică nu... Iar îl parafrazez pe Richard Branson, care zice că dacă te bagi în business doar ca să faci bani, atunci mai bine te lași de la început, știi? Pentru că ce cred eu că vreau să scoată în evidență este că fără pasiune nu reușești nici să treci peste greutăți, nici să-ți asumi eșecurile și să le transformi în învățături și nici să faci bani. Ca orice copil, ca să-ți bucuri părinții care fac eforturi pentru copiii lor. Și eu am fost la rândul meu bucuroasă când am văzut-o pe mama cât de bucuroasă e că fata ei o să facă medicină pe care ea nu reușise să o facă din cauza faptului că erau nouă la părinți și n-au avut bani ca să poată să o țină în facultate. Și când ai renunțat la medicină, care a fost reacția? Camelia Șucu, mulțumesc din suflet că ne-ai primit și ne găzduiești aici, în acest loc extraordinar. Dacă ne poți spune câteva cuvinte despre acest loc prima dată. Ștefane, tu și echipa sunteți foarte bineveniți la noi acasă. Echipa ta de-abia o cunosc, pe tine te știu de mult timp și ești una dintre persoanele care mi-aduc aminte și de mine, că și eu sunt din categoria oamenilor care vrem să schimbăm lucrurile, să fim din rău în bine, din bine în mai bine și nu neapărat că avem vreun interes material sau vrem să... Nu, pur și simplu ne dorim să construim un loc în care și noi, și familia noastră, și prietenii noștri să ne simțim bine și să fim normali. Mi-a făcut deosebită plăcere când mi-ai spus că vrei să vii aici să ne întâlnim la clas. În 93 este anul în care am concluzionat cu ceea ce mă pregătisem pentru a fi medic. 6 ani de zile, plus încă 3 ani de zile, în spital, nu mi-a fost foarte ușor, dar nu am considerat nici că este corect să le mixez, că nu se putea. Ai făcut 6 ani facultatea de medicină, și București. Practică, după care ai decis să intri în afaceri? Da. Cum? Și de ce? Când ești tânăr, cum și de ce, nu prea îți pui atât de multe întrebări, că altfel n-am ajunge să ne căsătorim așa repede când suntem tineri. Fac aici o asociere, dar asta este cam așa și este și cu businessul. A fost un moment în care eram nemulțumită de ce puteam să dau și ce puteam să ofer în cam proaspăt medic și nu eram deloc bine primiți. Noi, cei care terminasem în anii 90, trebuie să facem foarte, foarte multe lucruri, știi, ca să putem să învățăm. Aș vrea să spun ce înseamnă pentru mine antreprenor. Pentru că sunt convinsă că există multe definiții în literatură, dar ce simt eu că este antreprenorul este acel om care nu-și pierde nicio clipă, e copil toată viața lui, destul de nebun ca să poată să viseze că el poate să facă lucruri pe care le-au mai făcut încă 1000, 2000, 3000, milioane înaintea lui și să zică da, nu e nicio problemă, eu o să fac mai bine ca tu la un loc. L-am parafrazat un pic pe Richard Branson, care după mine este un exemplu extraordinar de antreprenor. N-are teamă, nu e frică, cade jos. Eșecul pentru el nu înseamnă punere la zid, ci înseamnă învățătură și merge mai departe și nu se lasă până când nu vede cu ochii lui visul într-un proiect. Și foarte empatic. Da, foarte empatic, da. El vede bine și bun în orice oameni și noi știm cu toții că nu numai în zona de business, dar și în viață ne întâlnim și cu oameni buni și cu oameni mai puțin buni. Ceea ce mi se pare fabulos este că ai renunțat la un statut, statutul de doctor, care e bine văzut în societatea românească, cel puțin așa îl văd eu, pentru statutul de patron. Pentru că în anii 90 nu se știa de antreprenor, habar n-aveam. Eu n-am prins atât de bine, dar știu că părinții mei cochetau cu antreprenoriatul. Exact. Toți erau patroni. Ăsta e motivul pentru care eu am decis să recuperez această titulatură, patron. Pentru că în dicționar patronul este deschis foarte clar. acel om care are în subordine salariați. Cum de-ai renunțat? Totuși te-a tentat ceva. Presupun că ai avut un vis în momentul în care ai spus eu plec din medicină către antreprenoriat. Ce ai visat atunci, la început, și ce visezi acum? Când am intrat la facultatea de medicină, inima mea a fost foarte mulțumită pentru că am fost împlinită pentru două lucruri. Unu, pentru că vreau să fac bine oamenii și doi, pentru că, așa cum spuneai, o făceam mândră pe mama. Da? Nu trebuie să uităm și nici să ne fie rușine să ne aducem aminte că de foarte multe ori și foarte mult timp societatea era hai să facem de ochii, știi, să vadă vecinii ce bine o ducem, cât de bine, ce curați suntem, deci nu făceam neapărat pentru noi. Tu știi foarte bine, ca orice copil, ca să-ți bucuri părinții care fac eforturi pentru copiii lor. Și eu am fost la rândul meu bucuroasă când am văzut-o pe mama cât de bucuroasă e că fata ei o să facă medicină pe care ea nu reușise să o facă din cauza faptului că erau nouă la părinți și n-au avut bani ca să poată să o țină în facultate. Și când ai renunțat la medicină, care a fost reacția? Oaleleu! Aveam magazine, închiriate în niște spații la magazinul Unirea și mi-aduc aminte, zici că ieri a fost. Eram la un birou, că vindeam mobiliar de birou, mult atunci. Eu am început împreună cu Dansu cu Mobexpertul și în 93. Și aduceam mobilier de birou, îl aduceam de la o firmă din Franța și eram la un birou, pentru că acolo așteptam să văd când vin clienții să pot să le explic. Da? Și a venit mama care zice: ai făcut 6 ani de facultate la medicină, să faci pe vânzătoarea la Unirea. Deci m-am simțit atât de rău, atât de prost, nu știu, știi? Și ea nu-și dădea seama că învinovățirea asta, știi, este foarte, foarte grav, știi, să pui pe umerii cuiva vina că a făcut altceva decât s-a pregătit sau că a avut curajul, da, ok, să devină vânzătoare la, într-un loc, pentru că, de fapt, aia îi plăcea mai mult. Deci de ce m-am dus înspre mobilă? Pentru că un prieten de-al meu și de-al nostru, el ne-a inițiat în ale mobilei. Mie mi-a plăcut foarte mult să decorez casa și să-ți fac casa să-ți fie caldă, primitoare și funcțională, chiar și din nimicuri. Adică nu găseam în anii dinaintea de 90, găseai foarte rar obiecte într-adevăr funcționale și frumoase. Și toate erau la fel, deci cam toate casele semănau, era biblioteca M16, era ceahlăul, dormitorul mărțișorul, mai știi, și nu, eu vreau să ies, tot timpul am vrut să ies din aceste tipare și atunci când am căutat ceva ieșit din tipare, am găsit un loc unde erau mai multe, toate fabricile din România expuneau acolo, pentru Tehnoforest. Pentru cine nu știe, pe vremea comunismului, existau întreprinderi specializate de export și numai ele aveau voie să facă exportul, dar tot ce se producea, pentru orice produs. Așa și mobila avea Tehnoforestul și Tehnoforestul și aducea clienții aici la Pipera, unde ei vizionau tot ce se făcea în România și făceau contractările aici la Pipera. Ce era acolo, deci ce Borda, ce Neckerman, nici nu văzusem nicio revistă. Ce modele erau și ce culori erau, deci nu era numai lemn și erau toate culorile și nu venea să cred că astea erau produse în România. Oarecum comparam și cu hainele, mama lucra la fabrica de confecții și acolo se făceau într-adevăr numai haine pentru export, mai lon și astea, se făceau haine foarte frumoase, noi mâna de lucru am avut-o într-una extraordinară. Și cred că și la creație am stat bine, că să poți să, chiar dacă primești modelul, să poți să-l reproduci, contează. Da, este foarte important. Vreau să revin puțin la ceea ce mi-ai spus, pentru că mi-ai atins un buton. Același lucru mi l-a spus și mie taichimea după ce am deschis primul restaurant. Mi-a spus, ai făcut 4 ani de facultate și 2 ani de masterat, ai făcut facultate de drept, am vrut să te țin la cravată și costum și tu te-ai apucat de vândut ca vânzătorul din piață. Ce ai spus? Cum ai convins-o că e ceea ce îți place cu adevărat să faci? Numai prin fapte. Pe moment nu am putut și să știi că ea, nici vis-a-vis de mine, nici vis-a-vis de sora mea, care nici până la urmă n-am mai profesat, am corupt-o până la urmă și pe ea, nu am reușit să o mulțumim din acest punct de vedere că ne-am trădat meseria. Când ați împăcat-o cu adevărat? Ue, nu, știi... Nici acum. Ba da, nu, 100% nu e nici acum împăcată, decât poate că a văzut că sistemul medical, că vorbeam puțin mai devreme, din păcate scârție rău de tot și mi-a zis că îi pare bine că am hotărât să nu... Da, de-abia acum. Și cu un preț destul de dur, așa. Dar acum câțiva ani am fost într-o vacanță în Grecia, l-am sărbătorit pe tata și stăteam la masă și îi povesteam unor prieteni care, el este grec, ea este româncă și le povesteam cum am început și exact ce povestim noi acum și era foarte uimită și zice, dar eu nu mi-am dat seama că, zice, tu te pricepi la așa de multe lucruri. Bine, ok. De ce? Pentru că aici pot să spun așa, antreprenorul face și face. Sau chiar și dacă vorbește. El nu are nevoie neapărat nici să fie recunoscut, nici să fie aplaudat. Ba din contră, de multe ori eu văd că sunt antreprenorii care sunt destul de timizi, așa, știi? Capătă curaj când vorbesc despre munca lor, pentru că vorbesc cu multă pasiune și când vor să împărtășească, cum exact ideea ta, știi, să împărtășească altora ca să le dea curaj. Nu neapărat ca să se laude. Cât de lăudat, nu am nevoie, că eu am rezultatele. Pentru mine rezultatele sunt, chiar și nu neapărat cifrele. Faptul că eu am o echipă acum închegată, faptul că ne simțim ca a doua familie la muncă, faptul că oamenii mei vin la muncă cu plăcere, faptul că chiar și atunci când a trebuit să stăm acasă, ne auzeam de 2-3 ori pe zi, fie pe Zoom, ne vedeam, fie pe WhatsApp, bună dimineața, ne încurajam unii pe alții. Cum ai reușit să sudezi echipa asta? Pentru că nu e ușor deloc. Nu, în timp, dar prin... știi... Cum te apropii de un... Stând printre ei, exact cum spui că faci și tu. Deci, în 93, da, stăteam și vindeam mobilă, să știi că și acum mă întâlnesc cu clienții. Ai vândut tu mobilă? Da. Deci dacă nu mai... Îmi pare rău, dar vezi că... Dar n-am mai păstrat desenul pe care l-am făcut pentru prima mea factură de 3 milioane și ceva, că era și atunci așa, de mobilier de birou. Doamne, deci zice-mă ce făcusem, că eu nu mă pricepeam la desen decât l-a făcut mușchi, oase, nervi, nu știam să fac. Dar am reușit și am făcut prima factură foarte... importantă și, da, într-adevăr, eu cu asta mă ocupam atunci. În 93 eram o mână de oameni, mergeam la bancă, pregăteam actele pentru vamă, pentru că pe vremea aceea totul era vămuibil și să faci încadrarea la fiecare obiect în parte, nu era ușor, mă duceam, stăteam, eu fiind mai sociabilă, mulți din generația mea își aduc aminte, ca să putem să plătim. Nimeni nu ne dădea, avem acum termene de 30, 60, 90 de zile. Nu, totul era în avans. Și cu mult timp în avans, până nu se încasa factura, nu se apucau de producție. Ca să plătești factura unui camion era în jur de cam $50.000, era pe vremea aceea un camion de mobilă de birou și ca să poți să schimbi, că încasam în lei, și să schimbi lei în orice valută, că așa, trebuia să participi la o licitație și pe zi se schimbau cam 10.000 de dolari. Și asta trebuia să fii pe listă, adică nu oricine prindea 10.000 de dolari, prindeai și 2.000 și 7.000 și 8.000 și până strângeam 50.000, erau câteva zile. Mă duceam, vorbeam cu doamna directoare, stăteam cu doamna directoare. Cum convingeai un client să cumpere? Cum făceai vânzări? Și ce e important în vânzări? De ce sunt importante vânzările? Care e secretul unei vânzări? Secretul, în primul rând, prezența ta ca și antreprenor în focul, în luptă, este foarte importantă atâta pentru a suda echipa, cum vorbeam mai devreme, dar este foarte important că tu poți simți ce își dorește piața. Poate mai bine decât orice studiu de piață, știi? Gândește-te că pe vremea aceea nu aveam oameni specializați în a face studii de piață, să știm dacă piața vrea scaun sau nu vrea scaun, sau îl vrea cu spătară înalt sau nu. Și atunci, stând acolo în cadrul vânzărilor, simțeai foarte repede ce trebuie să aduci. Ok, pe mine de multe ori m-au costat lucrurile astea pentru că eu am simțit, m-am dus la târguri și am adus produse care au avut nevoie să se dematurizare aici. Am avut un pic, o viteză de reacție puțin mai mare decât capacitatea de înglobare aici în țară. Dar de aia se numesc pionieri, antreprenorii, știi? Vânzarea este foarte importantă. Deci, ca să reușești, ca și ai un vis și ca să reușești, acum ai mai multe mijloace. Poți să îți dai seama dacă piața îți va înghiți produsul sau nu. Dar poți să ai o viziune ca și antreprenor pe care tu o simți, dar probabil că o să se întâmple peste 2-3 ani și cei care îți fac studiile să zică nu se caută așa ceva acum. Nu, n-ai nicio șansă să vinzi. Și tu totuși vrei să-ți faci produsul. Ce recomanda unui tânăr antreprenor? Să se bazeze pe flair sau pe strategie? Sau în ce măsură flair-ul e important, în ce măsură strategia e importantă? Pentru că sunt tineri la început de drum care merg mai mult după ureche în loc să aplice un plan de business, un plan de afaceri. Deci, strategie sau flair? Gut feeling-ul, ăsta este ceea ce îl caracterizează pe antreprenor. A nu fi confundat gut feeling-ul și nebunia aia antreprenorului cu inconștiența. Și atunci trebuie, într-adevăr, să ai o mică echipă cu care să te poți consulta și să asculți. Da? Este foarte important să asculți. Eu am făcut de multe ori greșeli, dar n-am ascultat că... Sunt berbec de zodie și berbecii, dacă mai sunt și olteni, e greu. Acâmul complet. Tot acâmul, nu, dar am învățat multe. Deci ce spun acum este pentru că am învățat din greșelile mele. Care e cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o? Mai mare? Nu există mai mare. Există un cumul de multe greșeli pe care ai făcut. Poate că graba. M-am grăbit. Am avut câteva momente când m-am grăbit. Și când poate rezultatul grabei a însemnat o tranzacție în mai puțin bani decât aș fi putut să o fac. Dar știi ceva? În primul rând, antreprenorul nu se apucă de business pentru cifre. Deci, în primul rând, el își vede visul lui, în proiectul lui, în măreția proiectului lui. După care vin banii, știi? Adică nu... Iar îl parafrazez pe Richard Branson, care zice că dacă te bagi în business doar ca să faci bani, atunci mai bine te lași de la început, știi? Pentru că ce cred eu că a vrut să scoată în evidență este că fără pasiune nu reușești nici să treci peste greutăți, nici să-ți asumi eșecurile și să le transformi în învățături și nici să faci bani. Deci, cred că pe acolo vroia să se ducă, pentru că eu acum, după 30 de ani de... Mă rog, aproape 30 de ani de antreprenoriat și 55 de ani de viață, pot să spun că sunt conștientă că mai am încă de învățat. dar am reușit să învăț multe lucruri și să această maturitate să mă ajute să fiu mult mai calmă când iau deciziile acum. Cum poți să-ți menții calmul în context de criză, în contextul pandemiei, în contextul în care ești foarte stresat? Pentru că toate afacerile mele, erau ouăle în același coș, au fost afectate de această criză. În momentul în care plutește o stare de disconfort, să-i spunem, nu prea poți să iei decizii lucid. Cum îți menții calmul în atare situații? În primul rând, nu trebuie să iei o decizie majoră atunci. Pentru că orice criză are un început și un sfârșit. Ca orice se întâmplă pe pământul ăsta. Și trebuie să stai calm. Dacă îmi permiți, pot să spun exact cum fac și eu. Eu sunt un early morning, eu mă scol foarte 6, 6:30, știi, dar mă cul la 11, mă scol 12, mă scol la 6, 6:30. Dar aproape de când mă știu, cel puțin nu au fost foarte multe zile în care să nu mă duc să alerg sau să mă plimb în natură. Deci nu mă duc, pe bandă nu reușesc să-mi limpezesc gândurile, dar în natură mă duc. Și acum mă duc în pădurea Băneasa, am descoperit pădurea Băneasa de când m-am mutat în partea aceea a Bucureștiului și este absolut minunată. Acum, bine, e cu foarte mult noroi pe jos, dar nu mă interesează, că se spală toate și îmi place pentru că e frig, că e cald, mă ajută foarte mult oxigenul ăla mă ajută foarte mult să-mi limpezesc gândurile. Încep tura stresată și o termin atât de relaxată și cu atât de multă energie de a zici că, parcă mi-a luminat cineva gândurile. Nu trebuie să-ți pierzi nici rațiunea, dar să fii mereu optimist. Cum poți să fii mereu optimist? Pentru că teoretic sună ușor, practic e mai complicat. Cum se antrenează optimismul? Cred că trebuie să-l ai, trebuie să fii născut cu asta. Unii sunt condamnați să nu-l aibă. Da. Pentru ce înseamnă victimizarea în business? Vorbeam mai devreme de presiune și de asumare. Păi, din păcate, încă societatea românească încă are această problemă de a te pune la zi dacă cumva ești pe minus sau dacă cumva, de parcă zici că ți-aduc ei banii de acasă. Nu, dar invit, deci invit. Dacă sunt așa de, mă pun la zi că n-am fost în stare să fac profit anul ăsta, invit să mă ajute să pun și ei bani, iau parteneri dacă vor, vino mă încoace și hai să ne ajutăm, hai să facem, că eu vreau și eu să fac profit. Da? Vorba aia românească, numai cine nu muncește nu greșește, este foarte scurtă și foarte adevărată. Și în business și în muncă, în general, nu ai cum. Deci nu ai cum să faci totul să meargă. Am avut perioada de anul trecut care a fost... Știu că foarte mulți au scos foarte multe lucruri pozitive din... Și eu am văzut multe lucruri pozitive în tot ce s-a întâmplat anul trecut. Eu am luat-o ca un dat și am zis trebuie să ne adaptăm. De ce? Pentru că de când am început să citim despre Darwin, ne-a spus Darwin că ăla care știe să se adapteze, ăla reușește să trăiască, știi? Și asta a trebuit să facem. Când am fost izbită de o problemă foarte gravă, nu știu, am simțit așa că în capul meu trebuie să începeau să meargă niște rotițe și să găsească un backup plan, știi? Bun, deci... Niciodată nu am simțit nevoia efectiv să cad. Acum, am mai spus-o de câteva ori, dar nu neapărat în interviuri, să nu crezi că nu am avut și eu momentele mele de pur și simplu de cădere. Deci am fost în depresie vreo 2 ani de zile și am să spun de la ce mi s-a tras. Este faptul că a fost un cumul de... într-o scurtă perioadă, de a cunoaște oameni care eu vreau să fac treabă cu ei, dar ei nu vreau decât să fure și a trebuit să fac cleaning după ei și asta este consumator mare de timp și de energie. Plus Încă mă omoară faptul că gândul ăsta că avem o țară atât de minunată, cu atât de multe oportunități și mă refer aici la agricultură, că la celelalte nu vreau să zic că mă pricep la toate, dar mi s-a pus pata la un moment dat în 2010-2011 să încep să învăț care-i treaba cu colectarea de legume, de fructe, de ce, și am ajuns să intru într-o organizație de producători, să văd de ce nu produc, cum produc. Am pierdut foarte mult timp, foarte mulți bani, știi? Și când ai oameni care vor să te fure, pe partea altă parte nu-ți reușesc, n-ai vânzări, deci efectiv n-am mai... Știi cum? Și n-am mai vrut, deci nu am mai vrut. Veneam la birou, dar n-am mai socializat foarte mult. Am stat în sucul meu propriu și a durat vreo 2 ani de zile până n-am luat medicamente, tratamente sau altele, dar a fost o depresie exact așa cum scrie la carte, că doar măcar atâta lucru mi-a rămas și mie, câteva știință din ăia 6 ani. Și am citit în literatură mult despre asta și, într-adevăr, antreprenorii trec de deseori. Dar atunci am simțit-o mai mult pentru că au fost mult prea multe la oaltă și am tratat-o altfel. Da, și cum e, tot eu m-am sculat, m-am scuturat și am luat-o iarăși pe traseele mele de... Este o prejudecată în rândul, la nivelul societății românești, că patronul sau antreprenorul trăiește așa pe un fulg mare și pufos și totul e bine și frumos. Cum faci față acestor prejudecăți? Societatea îi suspectează câteodată pe antreprenori că totul numai lapte și miere și nu muncesc sau, mă rog eu, cum treci peste asta? Oi, am avut momentele mele când, uite aici mă durea, mie nu-mi place nedreptatea deloc și pe de altă parte mă consider că nu că m-aș fi justificat, dar le-aș fi explicat, știi? Dar ei ar fi luat-o ca o justificare a omului vinovat. Și până la urmă am zis, știi ceva? Veniți voi în locul meu. Și nicio problemă. Da? Și crede-mă că așa, an după an, societatea cât de cât s-a mai cernut. Și oamenii care contează pentru și își spun părerea și o spun cum trebuie, oamenii care spun părerea și o spun cum se spune despre orice problemă acum, asta este. Ei oricum vor găsi tot timpul câte ceva de comentat. Pe acei oameni aș invita la mai multă muncă, dacă mă întreb pe mine. Mai multe reviste de specialitate au spus că ești una dintre cele mai bogate femei din România, cea mai bogată femeie din România, de fapt. Și... sunt, să știi. Ești? Da. Am o familie atât de frumoasă și acum am 3 nepoți, deci sunt cea mai bogată femeie din România, da. Dar ai și cei mai mulți bani? Nu, cei mai mulți bani și cele mai multe lichidități au fost cele mai mari dureri de cap ale mele. Atunci când am făcut exitul din Mobexpert, am făcut-o conjunctural, pentru că în acel timp se producea și divorțul nostru și, mă rog, celălalt partener n-a mai vrut să mai continue ca partener de business. Noi eram asociați în 18 societăți și, fiind minoritară, am zis, ok, bine, vând eu părțile mele. N-a fost foarte ușor, a trebuit, știi cum e. În minoritate ai ajuns cea mai bogată femeie din România. Și cea mai influentă, spun mulți oameni. Când ai banii investiți, atunci poți să te consideri bogat. Când ai investiții, când ai oameni cu care muncești bine, în primul rând, când ai o familie de care te bucuri și cu care ești binecuvântat, asta este adevărata bogăție. În rest, eu nu cred foarte mult în lichiditățile din conturi, eu cred foarte mult în banii investiți. Când ți-ai dat seama pentru prima dată că ești bogată financiar? Pe când am făcut exitul din Mobexpert, că n-a fost... Până atunci, cu o zi în urmă, nu aveai sentimentul că trăiești în abundență și prosperitate? Păi m-ai întrebat dacă... bogată așa, cu macro. Cu macro, da. E interesant, ca să zic așa, să vezi cifrele alea în într-un cont al tău, da. Dar după aceea, când vezi că vin nu știu câte fonduri de investiții să-și ofere serviciile, nu știu câți wealth management, nu știu că... Deci, nu este foarte... Și ca să nu spun câți prieteni am avut, mulți prieteni am avut și nu, cel mai bine a fost când am reușit să pot să investesc. Pe unii am investit foarte bine, pe unii mai puțin bine. Sunt investițiile mele, n-am prea mers pe mâna altora pentru că nici nu erau timpurile atât de bine așezate ca acum și nici nu aveam educația financiară care am căpătat. Îmi gândește că din 2007 până acum sunt totuși 14 ani și în anii ăștia am învățat foarte multe și au apărut mai multe instituții și mai mulți consultanți financiari care sunt într-adevăr remarcabili și cu care te poți asocia și poți merge mai departe. Dar e și în firea mea, adică nu pot să spun că acum fac echipă cu ei să spună și mie părerea lor și dacă într-adevăr părerea lor cumva e foarte bine susținută, îi iau în considerare, dar altfel... Dacă părerea lor tot... seamănă cu părerea ta, da. E în considerare. Dar de cele mai multe ori nu seamănă. Nu seamănă. De cele mai multe ori nu seamănă, pentru că marea majoritatea consultanților financiari sunt conservatori. Antreprenorul nu e niciodată conservator, pe bune acum. Adică dacă ar fi fost conservatori cum antreprenorii, păi n-ar fi apărut atâtea lucruri peste noapte, știi? Dacă ai avea, asta a fost o întrebare de la un cititor de-al meu care m-a rugat să ți-o adresez, dacă ai avea numai 5.000 de euro, cum îi multiplica? În ce investi? Ce face cu 5.000 de euro? Nu mai ai niciun alt activ. Aș studia să văd cum aș putea să iau în arendă 2-3 hectare de pământ, să văd cât m-ar costa să fac un proiect, pentru că proiectele pe fonduri europene de multe ori se fac plătind din cota aparte din... Și practic banii aceia aș folosi să-mi fac o mică echipă de consultanță, cum aș putea să investesc în a face 2-3 hectare de suprafață productivă cu solarii. Crezi că de la 5.000 de dolari, de la 5.000 de euro ajungi la 1.000.000, 2, 3, 4, 5 și dacă da, în ce perioadă? Cum aproximezi? Sau ai mai fi tentată să o iei pe același circuit, pe același drum? Să-ți spun sincer, atunci când ai foarte mulți bani și când ai bani, ești mult... îi poți pierde într-o investiție mult mai ușor decât dacă te chinui cu mai puțin. De ce? Pentru că ești tentat să pui banii tăi. În principiu, dacă te duci într-o investiție, este foarte bine să te duci cu bani. Ok, o carte pe care am iubit-o, pe care am citit-o în timpul tranzacției mele cu Mobexpertul a fost Other People's Money. Da? Deci asta este... Ok, era o carte, multă și ficțiune, mult americanism, dar să nu uităm că totuși antreprenoriatul cam de acolo a pornit și acolo este nebunia nebunilor și într-adevăr acolo poate să spună unul că da, mă, cu 5.000 de euro. Păi dacă îl întreb pe Daniel Dines, probabil că el ți-ar spune la fel. Alții ți-ar spune acum că ar investi în Bitcoin, că este un domeniu în care n-am nimic habar n-am. De ce? Pentru că e un domeniu care nu... cum să spun, nu-l palpez și e un pic așa ca o loterie după... Simți că nu deții controlul. Da, probabil că aici Dar nu, asta nu înseamnă că nu au fost foarte mulți oameni și sunt în continuare oameni care investesc și e un câștig ușor, ca să spun așa, și e riscant, dar nu e neapărat foarte multă muncă, știi? Și eu nu pot, eu fac de asta cu... Care e secretul din spatele construirii unui brand? Și la început și când ai succes, că brandul trebuie consolidat în momentul în care ai succes. Nu e ușor să ții pe umeri un brand mare până la urmă. Cum se construiește un brand? În ani, în primul rând, dar am avut o experiență care n-au însemnat ani. Am avut, când am dat denumirea Mobexpertului, să nu crezi că nu știam ce e aia brand, în 93, habar n-aveam nici ce e aia brand, ne-am gândit pur și simplu că vine de la mobilă și de la expert, suntem experți în mobilier, că așa se și numea, Mobexpert, expertul tău în mobilier. Și culorile atunci erau un pic copiate după Ikea, pentru că Dan îi plăcea mai mult pe partea de Ikea, mie îmi plăcea mai mult pe Kika. Și ați ajuns mai mari și decât Ikea și decât Kika în România? În România, da. În România, da. Așa, pentru că aici aveți antreprenorul Ikea și antreprenorul Kika n-a simțit atât de bine ce înseamnă România și sunt foarte mulți în continuare care nu simt. Alții au simțit foarte bine România și au continuat cu investițiile. Și deci brandul vinde sau serviciile vând? Brandul e prezentarea, dar susținerea este munca din spate. Degeaba te numești oricum, dacă în spate ai clienți care sunt nemulțumiți, că nu le-ai livrat marfa, că ți-a întârziat, că durează prea mult o comandă, că au venit echipa de montaj și nu ți-au montat bine dressing-ul sau ți-am vândut dressing-ul, dar nu ți-am dat echipă de montaj sau ți-am lăsat mizeria acasă după montaj. Deci, știi cum, mai ales în domeniul de premium, high-end, te-ai ras. Deci nu mai existi. De aia, eu pot să spun că am ținut foarte mult la echipă și sunt oameni care sunt cu mine 20 și ceva de ani în această companie. Clasul este ca firmă din 1994, dar ca brand de piață a început în 99. Întâi a fost, Clasul a fost practic firma care importa tot ce vindea Mobexpertul. Au existat la nivelul anilor 93 niște facilități fiscale în ce privește impozitul pe profit, care ne-a permis că nu aveam, adică să nu credeți că am început cu foarte mulți bani, dar pe vremea aceea nici nu aveai neapărat nevoie. La început am început cu prietenul acesta al nostru care deținea un portofoliu mare de directori de fabrici de mobilă din țară și plăteam la vânzare, dar ulterior faptul că nu exista mobilier de import și mobilierul acesta care poate acum nu mai este considerat de așa de mare calitate, știi, cu hârtie pusă pe deasupra, atunci era foarte cerut, de ce? Că era deosebit de ceea ce existase până atunci. Și tot ceea ce era mai nou, aia își dorea clientul. E normal, este și atunci la nivelul, cred că era guvernul Stolojan, era 6 luni de scutire de impozit pe profit societățile românești 100%, 2 ani cu capital străin minim $10.000 și dacă aveai și producție și capital străin 25%, 5 ani de scutire de impozit, care te ajutau, pentru că, practic, da, puteai să acumulezi capital. Noi așa am reușit să acumulăm și capital, după aceea să facem și credite, să dovedim că putem să avem cifră și să facem credite ca să putem să continuăm și să avem... Când ți-ai dat seama că este important marketingul într-o afacere? Pentru că la începutul anilor 90 nu îți dădeai seama cât de important e marketingul. Un marketing bine făcut încă este un challenge aici la noi. Adică sunt foarte mulți care spun că știu să facă, dar sunt foarte puțini care într-adevăr cunosc și simt produsul și știu să-l ducă până la capăt. Dar cred că sunt cel puțin 10 ani de când mi-am dat seama că marketingul este cel care vinde, dar un marketing corect și adevărat. Că există și marketingul ăla care spune că vinde zeițe și de fapt nu sunt zeițe. Un antreprenor la început de drum nu înțelege că marketingul este o investiție și nu o cheltuială. Ce ai putea să-i spui unui antreprenor care confundă borcanele? Spune, domnule, marketing, nu aș băga bani în marketing pentru că e o cheltuială. Cum te-a ajutat marketingul? Deci nu poți să existi. Adică investești într-un spațiu, investești într-un produs, dar dacă nu ești cunoscut, asta înseamnă marketing. Este o echipă care te ajută să fii cunoscut. Da? Brandul, poți să bagi o grămadă de bani în a-ți face un brand, dar dacă nu ai echipă de marketing care să-ți facă cunoscut brandul, e greu. Înainte eram Mobexpert Class și ca să devin Class Living am făcut, practic, endorsarea brandului, am făcut-o eu. Eu am crescut mult mai mult decât brandul Class Living și, practic, eu ca și imagine am ajutat toate celelalte branduri pe care le-am construit după aceea. Că-ți spuneam la un moment dat că brandurile au nevoie de timp ca să crească, dar și au nevoie de autenticitate. Deci dacă nu este adevăr și autenticitate în spate, la un moment dat scârție. Am avut un spațiu pe care în 2008 a început criza și prin 2010 spațiile mari de mobilier, de lux, nu-și mai aveau sensul, pentru că plăteai o grămadă de chirie și nu aveam clienți. Și am găsit un spațiu, până să-l găsesc pe ăsta, într-o casă. Am zis, hai să fac într-o casă un fel de concept store, știi, în care să-ți arăt cum e și o bucătărie, cum e, da. După care umblam, nu-ți exagerez, umblam noaptea pe stradă cu mașina ca să văd unde mi-aș așeza magazinul, pentru că contează foarte mult poziția. Location, location, location nu este o poveste, este adevărat. Și ăsta l-am găsit într-o noapte plimbându-mă noaptea, iarna, și nu era prea multă circulație și l-am văzut luminos așa și m-a atras foarte mult lumina. E, dar acolo, în acel spațiu, simțeam că avea o energie bună și n-am vrut să las spațiul ăla. Era într-o casă superbă, frumoasă, pe Alea Alexandru și am construit un brand pentru un concept store unde să fie un business integrat de frumos, care înseamnă mănânci frumos, îți îmbraci casa frumos, citești și ai evenimente frumoase. Și făceam și evenimente acolo și l-am numit Iconic. Vreau să spun că brandul Iconic încă există și încă toată lumea mă mai întreabă. Am închis la un moment dat acolo pentru că, by the way, am fost și eu n-am vrut să fac restaurant acolo, știi? Dar că nu mă pricep la așa ceva și nu prea... Uite, mă întrebai care e una dintre... nu cea mai mare, dar una dintre greșeli. Să nu vă apucați de prea multe lucruri deodată. E greșit. Ca energie ai impresia că poți să o faci, dar nu ai echipă. Și n-ai timp să-ți consolidezi și să faci o echipă care să poată să-ți ducă acest... să-ți crească și acel business, știi? E foarte greu. Și atunci trebuie să dizloci din alta afacere, exact, ca să poți să crești afacerea pe care nu o cunoști. Da, și am pus, în acel moment am pus multă presiune, de exemplu, pe una din fetele mele, că am zis că, uite, îți dau să te știi, și ea avea și ea business-ul ei și școala ei și poate că nu simțea neapărat ceea ce simțeam eu vis-a-vis de businessul respectiv. Una peste alta, restaurantul era foarte frumos, aveam foarte multe evenimente acolo, dar câștigăm atât de bine că l-am închis. Ca să zic așa, eu am zis că muncă voluntară mai bine fac cu, nu știu, cu copiii, cu educația copiilor, cu altele, știi? A fost foarte, foarte, foarte frumos, însă nu pot să... Deci, dar vorbeam de brand, pur și simplu. Încă mai există brandul și încă mai am solicitări pentru evenimente, nu neapărat acum, dar înainte de pandemie aveam solicitări L-am închis în 2016. O ramură acestui brand este în produse sănătoase, sucuri presate la rece și tot felul de budinci, budincuțe, mâncăruri pe care să le comanzi la birou sau acasă, care sunt supervizate de un nutriționist, care e sora mea și și-a luat diploma de nutriționist acum câțiva ani de zile și chiar are foarte mare succes și sunt tare mândră de ea. Și mi-a dat atunci, chiar vorbeam cu cineva din branding și îmi spunea, zice, bă, zice, a fost uimitor cât de ușor ai crescut, zice, dar ai fost tu în spatele lui și de asta a crescut atât de repede, știi? Care sunt cele mai importante 3 lecții din business? Din toată istoria business-ului? Ce regreți? Ce regreți? Dacă există regrete, evident. Asta e una dintre lecțiile cele mai importante, să nu regreți. Să nu regreți. Nu regreta. Eu sunt și un om destul de credincios, așa zic eu, și eu am credința mea că nimic nu este lăsat la întâmplare, știi? Și că toate sunt făcute ca să ca să-ți netezească drumul și ca să înveți mai multe. Și cu cât mai multe greutăți ai, cu atâta drumul va fi mai netezit, știi? Adică nu trebuie să regreți că ai făcut nu știu câte greșeli, ai pierdut nu știu câți bani, ți-ai pierdut timpul, nu te-ai dus în vacanțe, nu te-ai dus la nu știu ce petreceri, nu te-ai la ce festival. Am avut 5 ani în care nu m-am dus în nicio vacanță și nicăieri. Nu, n-am suferit absolut deloc. Deci absolut deloc. Pentru că, știi cum e, la un moment dat vin lucrurile și încep să se închege și să se întâmple, de zici, Doamne, dar ce se întâmplă? Asta înseamnă, este răsplata învățământurilor. Deci, în primul rând, să nu regreți. În al doilea rând, să nu visezi că poți să faci un business fără o echipă. Da? Niciodată nu o să reușești fără echipă. Eu nu cunosc acest business ca fiind un sport individualist și să fii pregătit să înveți tot timpul în viață. Ori de la oricine, dar poți să înveți de la oricine. Ori, chiar și un om pe stradă poate să îți spună ceva care să-ți ringă bel și să schimbe traiectoria. Exact, da. Două întrebări mai am. Apropo de învățământ, dacă avea o forță, nu știu, la nivelul guvernului, ce-ai schimbat la nivelul învățământului din România? Sunt foarte multe lucruri care nu s-au făcut la timp și ca orice boală pe care nu o tratezi, devine cronică. În continuare, învățământul nostru este prea mult și nespecializat. Copiii nu sunt încurajați să aibă încredere în ei. Păi deci, mie îmi place să știu că copilul... Am 3 nepoți, cum vă spuneam, da, deci 5 ani, 2 de 5 și cea mică are 3 ani jumătate. Îmi place să îi văd că știu să deseneze, să joace cu plastelină, să... Dar dacă nu știu să recite acum nu știu ce poezie, n-am nicio problemă, da? Pentru că îmi place să îi las, să îi încurajez să facă ceea ce văd eu că eu, mama lor, părinții lor, știi? Ce știu ei acolo, sunt îndemânatici. Deci nu le dați peste mână la copiii care știu să danseze și să-i puneți să facă integrame. Că poate că el o să fie foarte bun pe partea dansului. Ce, dansul nu face bani? Lasă-mă, nu, adică, înțelegi? Ieșim din școală cu o educație generală, generalistă, dar foarte puțin specializați și foarte puțin încrezători în noi. Foarte puțin încredere am văzut. Mulți spun că tinerii, mă rog, categoriile, generația A, generația că nu prea vor să muncească, că nu prea aia, dar i-a stimulat cineva. Adică a încercat cineva să... Pentru că și cu generația noastră, poate și noi, dacă încerci, poate 10 răspundem și suntem responsabili, dar poate 100 nu o să răspundă. Și atunci, hai să nu mai dăm vina numai pe faptul că este o generație, hai să încercăm. Eu asta simt. Eu, de exemplu, că îmi place să fiu un pic mai concretă. Îți spuneam că sunt foarte gânditoare la potențialul României de a cultiva legume. Încă nu s-a atins acest potențial. În continuare, noi putem să exportăm, nu să facem numai pentru imagine și marketing și noi putem să producem foarte mult, dar avem de schimbat mentalități, pentru că agricultorul în vârstă știe că el nu mai știe, el știe ce poate trebui făcut acolo și el pune un produs care poate nu are cerere pe piață, nu-i acoperă costurile. Și atunci mă tot gândeam, la un moment dat vorbeam și în cadrul Repatriot, că mulți care veneau înapoi în țară spuneau, dom'le, mi-e dor de gustul ăla de roșie, știi? La toți ne e dor. să fim înțeleși, roșia aia de acasă, de la bunica sau de la țară, nu putem să o facem în cantități mari. Să fie gustul ăla și să fie și bio și să fie neapărat în cantități foarte mari. Da? Orice produs care are o anumită calitate are un mic cost și acel produs poți să-l vinzi doar pentru un segment de piață. Marea majoritate a lanțurilor se referă la restul pieței, care nu-și poate permite să dea un preț atât de mare pentru calitate. Și atunci, ce vrem? Vrem productivitate. Dar eu tot timpul mă gândeam, zic, băi, cum ar putea fi stimulați, pentru că vorbeam cu ei și îi vedeam cât de le surâde ideea, știi, vouă v-ar place, de exemplu, dacă ați face parte așa dintr-un grup, da, mai mare, care și vine cineva și spune, uite, eu vă închiriez 2 hectare sau 3 hectare de... Aveți voi 10.000 de euro, avem o platformă cu consultanți pentru fonduri europene, cu semințe, cu tehnologie, cu tot. Deci e un hub, un cluster, da? Și ați vrea să munciți acolo la... Da, nu știu, v-ar place? Păi, mulți au zis, da, deci nu ne-ar place. Adică e... Dacă spun că câteodată mai vorbesc și m-am mers la un moment dat cu un Uber și șoferul ăla a zis, doamnă, zice, am strâns 40.000 de euro în Germania, zice, dar știți că e o idee foarte bună, zice, dacă faceți vreodată, zice, să nu mă uitați dacă faceți platforma. Deci eu cred că oamenii trebuie stimulați, știi? Și trebuie, când, nu știu, te-au dus părinții la not, poate nu-ți plăcea apa, dar după aceea, după ce te-ai aruncat în piscină și ai văzut cât de bine e să știi să te stai la suprafață, n-a fost mișto? A fost super. Și nu te-ai simțit bine? Așa mă gândesc că și în cadrul... Eu am dat un exemplu pe care îl cunosc, îl palpez, dar sunt convinsă că există extraordinar de multe alte domenii unde pot fi stimulați tinerii și să nu își piardă energia, pentru că când ai cea mai mare energie? Când ești tânăr. Care este pasiunea vieții tale și care este viața visurilor tale și cum vezi viața de acum înainte ca să fie în acord cu viața visurilor tale? Pasiunea vieții mele este să construiesc, să fac lucruri. Nu mi-am propus să fie în mobilă, dar s-a nimerit pentru că îmi și place, îmi și plăcea și îmi și place. Uite că drumurile m-au dus și în alte domenii și multă lume m-a întrebat ce legătură are una cu alta. Este același lucru. Îmi place să fac lucruri care servesc omul și care fac bine omului. N-am mai făcut medicină ca să fac bine prin tratamentele mele sau prin chirurgia cu care aș fi vrut să o fac, dar uite, fac bine omului așa. De ce? Pentru că produsele pe care eu le aduc sau pe care le producem noi aici în România sau pe care o să le produc chiar eu, sunt de calitate și mie îmi place să vând calitate. Asta este pasiunea mea, să vând calitate, cu orice risc. Și cu riscul de a fi considerată proastă, fraieră, că am pierdut o grămadă de bani, că în loc să aduc produse ieftine și să le vând pe online, am preferat să vând. Uite, asta este. Trebuie să fie și pentru această, și pentru omul care își dorește calitate. Luxul nu este neapărat calitate. Luxul și opulența n-au totdeauna legătură cu calitatea. Calitatea este prețul corect. Viața pe care mi-o văd de acum înainte este să construiesc în continuare. Nu te gândi să te retragi pe o insulă exotică? Ți-ar plăcea să petreci viața pe o insulă exotică? Nu. Adică prefera mai mult. După 4 zile, 5 zile de vacanță, cum fac, ai murit de râs. Acum mai sunt ocupată cu ăștia mici, dar înainte, deci mai mult de 7 zile nu stăteam plecată niciodată, nicăieri. Eram, știi cum, mai ales în ultimele 2 zile nu știam ce să mai fac ca să mai întreacă timpul, știi? Nu pot să spun că nu-mi place, îmi place Îmi place viața frumoasă, îmi place confortul și îmi place să dăruiesc acest confort cui pot, în special familiei mele. Și când plec undeva, într-adevăr îmi place să fiu înconjurată de toată familia. Asta este cea mai mare binecuvântare pe care am simțit-o în ultimii ani. Când îi vedeam pe părinții mei și pe nepoții mei, adică străbunicii cu strănepoții, eu am zis că sunt un om binecuvântat. Și consider și acum. Dar nu mă văd lăsându-mă. În continuare am vise, în continuare mă gândesc la alte proiecte, mai îmi dau peste mână și mai îmi zic că mai trezește-te, nu mai faci atâtea, mai ai grijă și de viața ta, dar viața mea asta este. Asta este. Și mi-am asumat și m-am împăcat cu acest lucru. Nu sunt făcută nici să mă duc prin muzee, nici prin croaziere, nici pe insule, cred că nici la 90 de ani.